Sala polivalentă Ion Neagu din municipiul Călăraș a fost gazda primei galei K1 organizate în județul nostru. Astfel, în data de 28 iunie, în Călăraș s-au disputat cele 10 meciuri programate în cadrul galei Coloseum Tournament. Cosmin Ionescu și-a pus centura Coloseum la categoria 86 de kg în joc. Acesta a disputat meciul pentru păstrarea centurii cu sportivul sârb Miloș Vetitanim. Cosmin Ionescu nu s-a lăsat intimidat de adversar și a câștigat meciul păstrând centura în România. Ionuț Pitbull Atodirese a făcut spectacol în penultima sa luptă din carieră. Acesta l-a învins prin knockout pe adversarul său din Georgia. Introducing first, fighting out of the blue corner. He's 33 years old and stands 170 centimeters tall and weighed in at 65 kilos. His professional record, 28 victories and 7 defeats, representing the Republic of Georgia, this is Alexander Gamkirize! And his opponent, standing across the ring and fighting out of the red corner, he's 36 years old and stands 162 centimeters tall and weighed in at 65 kilos. His professional record, an impressive 51 victories with just 12 defeats. And tonight, he competes in his penultimate fight of his career. Ladies and gentlemen, from Romania, the Pitbull! Judge, time. First round, fight! Ladies and gentlemen, your winner by knockout in the third round, in the red corner, Ionuz Vetitanim! Ionuz, congratulations on the victory. Your career is not over yet, but just about is. It's gotta feel good to get to win here tonight. Thank you very much. Thank you all.